Îmi place să cred că nu mai e mult și temperaturile vor începe să crească. Plus că am și primit întrebarea asta, așa că astăzi vom vorbi despre câteva parfumuri pentru vremea caldă. Iar prima propunere este Acqua di Gio Eau de Parfum, care, în linii mari, cam vine să facă exact ce-ți spune numele. Să fie originalul Acqua di Gio, poate puțin actualizat, cu performanțe mai bune și cu un miros un pic diferit de original. E o combinație între original, e o variantă puțin mai, hai să zicem, complexă a originalului, poate puțin simplificată și mai puțin elegantă a lui Profumo și ușor îndulcită. E un Acqua di Gio care primește acum o mandarină care îi dă un substrat puțin mai dulce, într-o formă ceva mai concentrată. Astfel că primește o destul de așteptată combinație de citrice cu note marine, cu note florale, însă spre diferență de Profumo nu se mai duce în zona aceea de tămâie și parcă și din punct de vedere al caracterului parfumul ăsta nu își dorește să fie la fel de elegant. Dar pentru iubitorii originalului Acqua di Gio cred că este o veste foarte bună, pentru că în principiu, cam este originalul Acqua di Gio, ceva mai puternic și foarte puțin îndulcit. Totuși, dacă îți dorești varianta puțin mai elegantă, cred că în continuare Profumo are ceva mai mult sens. Apoi, Guerlain L'Homme Idéal Cool te va face să miroși destul de diferit. De ce? Pentru că este o combinație de mentă și migdale. Este un parfum de vreme caldă care miroase altfel și probabil te întrebi, păi bine, și ție-ți place? Păi după cum arată sticla, da. L-am de anul trecut, deci pe acesta chiar l-am folosit destul de mult. Cu toate astea, trebuie să te avertizez că eu am și niște gusturi mai ciudate și s-ar putea ca acest parfum să-ți miroasă oarecum a pastă de dinți ușor îndulcită sau a apă de gură ceva mai ciudată. Ce încerc să spun e că se duce oarecum în zona sintetică. Nu neapărat că nu ar fi un parfum bun sau făcut cum trebuie, dar combinația de mentă cu citrice și cu migdale pare să-l ducă într-un miros care pare sintetic dacă nu stai să-l descompui. În minte, desigur. Ce încerc eu să spun e că deși mi se pare un parfum foarte bun și deși mi se pare că funcționează foarte bine în căldură mare și deși cred că este genul de parfum care poate fi purtat și la o ținută mai elegantă, deși cel mai mult cred că își dorește la o cămașă albă sau un tricou alb, e genul de parfum pe care ar trebui să-l încerci de câteva ori înainte să-l cumperi, pentru că totuși mirosul său nu e chiar pe gustul oricui și unii oameni chiar consideră că e foarte sintetic. Din punct de vedere al performanțelor, o persistență de 5-6 ore, cu o proiecție bună în prima oră, oră și jumătate. Și după ce mi l-am cumpărat pe noul Acqua di Gio, la ce preț are acum, mi se pare că în lista asta merită să fie și Office for Men, pentru că în mod real, Office for Men și Acqua di Gio costă cam la fel. Și probabil că nu te va surprinde asta, dar mi se pare că amândouă au o abordare oarecum asemănătoare. E adevărat că Acqua di Gio se duce mai mult în direcția mării, în timp ce Office for Men se duce mai mult în direcția unei supradoze de citrice combinată cu ceva note florale, deci se duce mai mult spre ideea de gel de duș. Ce de spus despre parfumul ăsta e că performanțele sale sunt bune. Persistența lui trece de 6-7 ore lejer și chiar am constatat pe un hanorac zile trecute că pe haine e cu zilele și proiecție e bună în prima oră și jumătate înspre 2 ore. Deci din punctul ăsta de vedere parfumul e cât se poate de ok. Problema mea cu el a fost întotdeauna calitatea materialelor, care nu e deloc bună și nu justifică prețul atât de ridicat, dar mi se pare că în ultimul timp parfumurile s-au cam scumpit oricum și cel puțin ăsta a rămas la același preț. Plus că pe site poți să-l găsești din când în când la tot felul de promoții și poți să ajungi să dai pe el jumătate din preț, ceea ce înseamnă 75-80 de euro. Și la 70-80 de euro parfumul ăsta are destul de mult sens pentru că are performanțe bune, pentru că e un parfum proaspăt pe care poți să-l porți în orice zi călduroasă și pe care poți să-l porți liniștit și la birou. Și care e făcut de Alberto Morias, care pentru acest parfum parcă a luat toate ideile bune din parfumurile fresh pe care le-a făcut de-a lungul timpului și le-a combinat aici. Deci rezultatul, deși nu te va șoca și nu va fi foarte diferit de lucrurile pe care le știi, are mari șanse să-ți placă. Probabil că sunt obsedat, dar cred că Dior Homme Sport 2021 chiar trebuie să fie în rotația ta de parfumuri pentru vreme caldă. Dacă nu și nu există o rotație, eu cred că ăsta ar trebui să fie parfumul tău de vreme caldă. O puternică explozie de citrice, asta e deschiderea lui. E conturată chiar mai bine de ceva condimente și apoi tot mirosul se duce spre niște note lemnoase, care păstrează în continuare ceva din notele citrice de la început. Astfel că, pe piele, parfumul devine un miros destul de senzual de vreme caldă. În mod cert, nu vorbim de un parfum sport. Nu miroși parfumul ăsta și zici trebuie neapărat să mă îmbrac sport sau ăsta e parfumul pe care să-l port la sală. Cu toate astea, e ceva la el. E un parfum fantastic de vreme caldă, asta e. Și ce-ți spun acum e total subiectiv, dar mi se pare că acum chiar merită să fie în gama Dior Homme. De asemenea, față de anteriorul Dior Homme Sport, mi se pare că performanțele sale sunt mai bune. Asta înseamnă 6 ore de persistență, poate ceva mai mult. Nu știu exact pentru că afară e încă destul de frig. Cu o proiecție bună în prima oră, oră și jumătate, ceea ce e decent. Și îți repet, trebuie să miroși parfumul ăsta. Nu zic să-l cumperi că e relativ scump,
dar în momentul ăsta se găsește în toate magazinele și cred că trebuie încercat. Apoi s-ar putea să-ți placă la cost blanc Roland Garros. Și deși inițial am crezut că Roland Garros e doar o treabă de branding, se pare că e un parfum în ediție limitată, a apărut destul de recent, care ia ideea lui la cost blanc și o schimbă puțin. Și în timp ce la cost blanc mi se părea un parfum destul de ok, bine, performanțele m-au făcut întotdeauna să le vit, dar din punct de vedere al mirosului mi se părea un parfum floral bărbătesc interesant. Totuși, varianta Roland Garros mi se pare mult mai interesantă de atât. Probabil că deschiderea cu lime grapefruit și anason nu o să-ți spună mare lucru. Dar în inimă vei găsi salvie, eucalipt și pătrunjel și lucrurile deja devin mai interesante. Devin interesante pentru că parfumul ăsta, deși e un parfum de designer, care nici nu costă foarte mult, adică l-am cumpărat de pe Parfumo cu un preț relativ mic, miroase neașteptat de bine. Și vreau să pun accentul aici pe neașteptat, pentru că el nu seamănă cu alte parfumuri pe care le-am mai încercat din spectrul de designer. Nu se duce în genul unui gel de duș, nu se duce în direcția floral-citrică obișnuită. Încearcă să facă lucrurile altfel. Printre notele sale vei mai găsi și cedru, vetiver și argilă. Ele sunt combinate într-un fel și rezultatul mie mi s-a părut incredibil la prima pulverizare, ceea că mi s-a părut că se duce înspre mirosul de flori de tei. Sau nu știu dacă neapărat flori, dar mirosul acesta de tei. Și lucrul ăsta îmi place la parfum pentru că e efectiv un parfum diferit. Adică îți spun că într-o perioadă în care mi se pare că parfumurile devin tot mai plictisitoare, sunt tot mai flencăre peste flencăre, inspirate din același parfum și parcă inspirația s-a pierdut de mult, parfumul ăsta este ca o gură de aer proaspăt. Din păcate, asemenea originalului Lacoste Blanc, nu are performanțe ok. Deși vine în concentrație eau de parfum, lucrul ăsta nu schimbă foarte mult lucruri. Pe pielea mea vorbim de o persistență de cam 4 ore, cu o proiecție bună în prima oră. Adică te vei bucura de mirosul ăsta insuficient. Mi se pare că e genul de parfum care ar trebui să se simtă mult mai bine în jur, dar parcă în sfera de designer, mirosul care să te surprindă plăcut par să fie mână în mână cu ideea asta de persistență scăzută. Așa se întâmplă și cu John Varvatos Artisan Pure, așa se întâmplă și cu originalul Lacoste Blanc și mai sunt câteva parfumuri. Totuși, strict pentru experiența mirosului, îți recomand să arunci o privire spre Lacoste Blanc Roland Garros. Dacă totuși îți dorești ceva mai apropiat de un gel de duș, ți-l recomand pe Diesel The Brave High, un parfum care a luat ideea gelului de duș și apoi a adus câteva mici modificări. Vei găsi în el citrice, flori și note lemnoase. Dar vei mai găsi în el și mentă, iuzu și ambră. Și în timp ce menta și iuzul duc în direcția mai proaspătă, mai bună de zile caniculare, ambra pare să-l îndulcească. Și astfel mirosul devine ceva mai complex. Și nu te așteptai să-ți spun asta despre un Diesel, pentru că în general mi s-a părut până acum că parfumurile Diesel au cam venit să fie acolo, să existe, că Diesel știau că există o piață pe care să o exploateze, dar parcă nu s-au chinuit niciodată foarte mult. Cu toate astea, hai, pare să încerce ceva. E o tentativă destul de timidă, deci o să ai un gel de duș foarte puțin diferit, nu va fi o inovație, nu te va șoca, dar totuși va fi ceva mai mult decât te aștepți. De câte ori îl miros, încă de la prima pulverizare, am aceeași trăire. Știu deja mirosul ăsta, știu în ce direcție se duce și totuși parcă la un moment dat e un pic mai mult. Performanțele, pe de altă parte, sunt cam așa cum te aștepți. 5 ore de persistență, poate un pic mai mult cu proiecție bună în prima oră, la fel, poate un pic peste prima oră, dar nu cu mult mai mult. Deci, în ceea ce privește parfumul ăsta, din toate punctele de vedere, e relativ mediu, dar ai impresia în el că încearcă să facă ceva mai mult. Și în timp ce Diesel nu încercau să facă lucruri foarte impresionante cu parfumul lor, Mancera cu Aqua Oud chiar încearcă. Ce s-a încercat aici? Un parfum de vară cu o notă dulceagă de par, ceea ce încă de la început e o idee interesantă și neașteptată. Para asta este combinată cu citrice și trandafir, dar și cu paciuli, ambră, tămâie și mosc. Așa că în cele din urmă parfumul ăsta își dorește să facă niște lucruri diferite. Poate să fie un parfum de ținute casual, dar poate să fie și un parfum de ținute mai elegante, pentru că are baza necesară. Are tămâie, are paciuli, are și ambra care îi dă o pornire dulce în completarea perei. Deci, în cele de urmă, e un miros destul de complex și neașteptat. Privind titlul, el se potrivește bine. Este un miros acvatic lemnos. Dar în cele din urmă, este mai mult de atât. Parfumul ăsta chiar e o experiență. E greu să ți-l descriu în cuvinte. E un fel de loțiune de plajă combinată cu niște note florale, cu niște note lemnoase și apoi
voi dusă într-o zonă un pic mai citrică, ușor combinată cu apă sărată. E ciudat, în cel mai bun sens, cu putință. De asemenea, atunci când îl pulverizez, la început, poate se întâmplă doar în mintea mea, dar se combină cumva notele, în special trandafirul cu para, și duc înspre o direcție ca de lipici. Am mai simțit același gen de miros și în Mansera Instant Crush. Dacă ar trebui să-l descriu pe Aquawood ca o combinație de alte două parfumuri, aș spune că e o combinație între Tom Ford Costa Azura și Bulgari Aqua Amara. Cu toate astea, aici se întâmplă și alte lucruri și zic că am luat din Costa Azura mirosul acela ca de piele bronzată, iar din Aqua Amara am luat mirosul acela citric sărat, pe care la Aquawood s-ar putea să-l simți pe piele de-abia după ceva timp. Și nu e atât de evident Aqua Amara, dar s-ar putea să te ducă cu gândul în direcția asta. Oricum, ce încerc să spun este că parfumul ăsta merită să fie încercat. Nu știu sigur dacă la un Obsentum, dar merită să le faci o vizită să vezi, să-l testezi de câteva ori, pentru că în sine e experiență ceva mai complexă și s-ar putea totuși să nu-ți placă, adică totuși un parfum cu pară de vară, care n-are chiar pornirea aceea de gel de duș foarte răcoritoare. Dar totuși cumva funcționează, cu toate care tămâie. Știi, deci cam asta e toată experiența cu el. Zici, da, după care se mai întâmplă ceva. Din punct de vedere al performanțelor, totuși, e Mansera. Persistență bună, proiecție și ea destul de bună. Acum, dat fiind profilul mirosului, nu este cel mai puternic Mansera, dar se descurcă suficient de bine cât să fie un Mansera onorabil. Și cu asta se încheie lista mea de noi propuneri de vreme caldă. Mă întreb ce parfumuri ai mai pune tu pe lista asta și poți să-mi dai cât mai multe idei, pentru că la cum funcționează vremea, cred că mai avem timp să mai facem câteva liste din astea până chiar se va face cald afară. Fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe, toate ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor. Citrice cu fructe. Și după ce am văzut noul prețul, probabil sunt obsedat, dar cred că Dior Homme Sport, adică nu te uiți la parfumul ăsta și ai impresie că trebuie. De asemenea, față de anteriorul Dior Homme. Apoi s-ar putea să-ți placă Lacoste Blanc Roll.